Felix și Suzana și vrem să vă răpim câteva minute pentru a vă vorbi despre salsa și despre școala oportunidade. Salsa ca dans înseamnă următorul lucru. Dacă stăpânesc anumite mișcări, dacă știu un anumit limbaj, să-l denumim așa, pot merge oriunde în lumea asta, din New York până în Tokyo sau din China până în, alegeți voi o țară, și mă pot simți minunat cum? Dansând. Nu trebuie să cunosc o anumită fată, nu trebuie să am o parteneră stabilă, nu trebuie să am o coreografie, nu trebuie să am nimic. Pur și simplu, cunoscând acest limbaj comun, pot invita pe oricine, pe orice melodie latino, în speță de salsa, și putem dansa minunat văzându-ne prima oară în viață. Salsa este o poveste între doi oameni. Se întâmplă, firesc, se întâmplă natural, fie pentru 3, 5, 10 minute. Oamenii trăiesc, iubesc și simt intens fiecare, nu știu, fiecare senzație în momentul ăla. De asta iubesc salsa și de asta o iubim toți. Încercați să vă imaginați următoarea situație. Într-o seară vă îndrăgostiți de 10 ori. Dansați cu 10 femei diferite și pentru 3 minute v-ați îndrăgostit de fiecare în parte. La sfârșitul serii va fi cu totul altceva. O să plecați alt om de acolo, din clubul acela, fără să fi trăit decât intens, anumită bucurie, o anumită stare de spirit, o anumită energie efervescentă. Toate aceste lucruri înseamnă salsa. În salsa noi nu folosim coreografii, în acest gen de salsa pe care îl promovăm noi. Pur și simplu bărbatul conduce, iar femeia se lasă condusă. Și îl face de bărbat să arate bine. Ceea ce cred că ne dorim fiecare. Dacă eu dansez cu Suzana, îmi doresc în primul rând Suzana să se simtă bine în acele 3-4 minute pe care mi le acordă. Îmi doresc să fie fericită în dansul acela și îmi doresc să plece bucuroasă de pe podeaua de dans. Toate acestea fiind îndeplinite, cu siguranță eu voi arăta bine și mă voi simți bine, pentru că dacă femeia este fericită, ca și în viață, în dans, automat și eu ca bărbat voi fi fericit. Atât bărbatul cât și femeia trebuie să se simtă bine, cu atât mai mult femeile, pentru că sunt minunate și au ocazia să arate acest lucru. Dansând cu un partener care știe să vă pună în valoare, veți fi din ce în ce mai frumoase și veți căpăta mai multă încredere în voi. De asta vă recomand salsa, din tot sufletul. Să vorbim un picuț despre spiritul școlii Oportunidad, care este puțin aparte și vrem să-l facem special. Este un spirit care promovează libertatea și promovează lipsa coreografiei, în sensul că ceea ce este caracteristic școlii noastre este conceptul de lead and follow, în care bărbatul conduce și femeia se lasă condusă. Nu vrem să vă învățăm coreografii, vrem să avem grijă ca voi să fiți atât de deschiși și atât de liberi în dansul pe care să-l învățați alături de noi, încât să puteți improviza, încât tot timpul să puteți fi pur și simplu liberi și să faceți doar ceea ce vreți. Oportunitate înseamnă libertate de exprimare și înseamnă spiritul salsei, acela pe care îl simțim noi și credem noi că este adevărat. Adică, pur și simplu, vibrație salsa, să o numim așa. În fiecare dintre noi se ascunde o infinitate de sentimente, de trăiri, iubire, pasiune, libertate, pe care am spus-o și am să o repet de nenumărate ori, pentru că este ceea ce Oportunitate promovează foarte mult. Toate acestea le puteți exprima în dans, le puteți transforma într-o formă fizică, într-o anumită succesiune de mișcări care să exprime ceea ce vreți voi în momentul respectiv. Și asta pentru noi este vibrația maximă a ceea ce se poate întâmpla într-un dans liber. Oricine poate dansa salsa. Niciodată să nu judeci un dansator după tehnică, după skill, pur și simplu după pasiunea pe care o pune în dans. Asta spune foarte mult despre un om. Că dansezi mai pasional, cu atât ești mai liber. Ești tu, ești cum vrei să fii. Asta vrem să vedem la toată lumea. Salsa înseamnă un mod de a trăi viața. Este un stil de viață. Este o formă de socializare. Poate fi și un sport, la o adică. Este un mod complex de a trăi. Și vreau să vă spun că puteți dansa și voi alături de noi, cu maximă plăcere și maximă bucurie. Una peste alta, salsa este o bucurie pe care vrem să o împărtășim cu voi. Școala noastră, Oportunitate, Scuela de Salsa, vă așteaptă. Vrem să vă dăruim ceea ce am strâns în foarte mulți ani, experiență, stări minunate și trăiri pe care vrem să facem astfel încât să ajungă și la voi. Vă așteptăm cu drag.